Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi n-am avut niciun fel de chef să filmez în studio. Am vrut neapărat să filmez afară și deși nu sunt condițiile cele mai bune, ar fi trebuit să am mai multă lumină pe față. Ha? Merge? Ia dacă o pun așa și o rotesc și o aplec și o dau mai tare. E vreo diferență? Astăzi voiam să-ți spun care sunt cele mai simple metode, de fapt există doar una singură, ca să te ferești de phishing. Phishing este termenul la ciudat, care seamănă cu phishing în engleză și de fapt se referă la phishing-ul informațiilor în era și în lumea digitală. Și în română îi spune ceva de genul Wikipedia știe mai bine ca mine și se referă la modul prin care alții încearcă să-ți fură informațiile. Și de obicei fac asta prin intermediul unui mesaj sau al unui e-mail, așa cum a primit George acum câteva zile, așa cum am primit și eu acum câteva ore, așa cum probabil ați primit și voi cel puțin măcar o dată în viață. E vorba de acel mail în care se spune că a fost accesat contul tău și că va trebui să schimbi parola, dar eventual să ne dai și parola veche ca să ți-o putem schimba cu una nouă și înțelegi tu mesajul. De obicei, acel mesaj sau e-mail vine, bineînțeles, și cu un link pe care trebuie să dai click și o să ajungi pe un site care probabil că seamănă, dacă și-au dat interesul, cei care vor să-ți fure datele, că seamănă cu site-ul drept care se dau, pentru că fiecare încearcă să se dea drept altcineva. Un site de bancă, Facebook, orice site pe lume, asta este vizat de phishing. Din punct de vedere fizic, la tine ajunge doar un mesaj cu un link pe care nu trebuie să dai click. Niciodată să nu dai click pe acel link. De ce? Pentru că s-ar putea să te păcălești și chiar să le dai datele tale personale sau datele băncii sau... Este foarte ușor însă să-ți dai seama dacă acel mail vine de la site-ul drept care se dau, pentru că bineînțeles că nu o să aibă acces la mail-urile site-urile respective și o să vină un mail cu terminația .ru de la Rusia, da, vezi FaceApp ce face și s-ar putea să vină poate cu un cont de Yahoo sau un cont de Gmail, o să fie de exemplu help-support@facebook.gmail.ru. Dacă dai peste un astfel de mail sau mesaj, ca să fii cel mai sigur, pentru că vei fi tentat să crezi că totuși cineva încearcă să obțină acces la datele tale și că tu trebuie să-l asculți și să îți schimbi parola, cel mai bine este să-l ștergi, atât mesajul cât și e-mailul, și să uiți de el. Niciodată, niciun site care se respectă sau bancă sau orice altă entitate unde crezi că ți-ai făcut vreodată un cont, nu o să-ți ceară numele de utilizator și parola prin intermediul unui mesaj. Cel mai probabil o să poți face tu recuperarea de parolă, știi, de obicei când vrei să-ți recuperezi parola, te duci pe site-ul respectiv, dai recover password și atunci îți vine printr-un e-mail un link pe care să te duci să o schimbi. Bineînțeles, și acolo trebuie să fii atent să te uiți dacă este, de exemplu, https://www.facebook.com. Dacă nu vezi link-ul de genul ăla sau vezi un alt link care ți se pare dubios, din nou renunță la pașii respectivi, pentru că nu faci decât să le trimiți utilizatorilor care încearcă să te pescuiască, să pescuiască datele de la tine, să le trimiți numele de utilizator, parola ta și eventual și datele cardului și mai știu eu ce altceva îți cer. Dacă totuși nu ești sigur și crezi că cineva chiar are acces la contul tău, există niște baze de date pe internet, o să ți-l las un link în articolul de pe site, ca să vezi dacă site-ul respectiv este într-adevăr real sau este un site fake creat de cineva. Uite, de exemplu, nu o să-ți ceară niciodată, deși se întâmplă odată la câțiva ani de zile, giveaway-uri aniversare și toată lumea face chestii de genul ăsta, tocmai pe asta se bazează. WhatsApp-ul nu o să-ți ceară acum, anul acesta, când împlinește 10 ani, să te înscrii pe nu știu ce bază de date ca să-ți dea 1000 de gigabytes de internet gratuit. Nu se va întâmpla. Ți-am mai spus parcă, nu există nimic gratuit pe internet, nu-ți oferă nimeni nimic gratuit fără să-ți ceară ceva în schimb. În cazul de față o să-ți ceară mai mult decât crezi. Nu o să primești un terabyte de internet gratuit și oricum trăiești în România, deci nu prea ai nevoie, oricum avem internet nelimitat și pe cartele. Dacă stau să mă gândesc clipul ăsta, cred că trebuia să-l încep cu nigerianul ăla care îți spune că ai câștigat la loterie sau loteria din Nigeria ți-a acordat un premiu foarte mare sau i-a acordat lui un premiu foarte mare pe care n-are cum să îl încaseze pentru că bunicul lui a murit și că trebuie să-ți trimică ție banii și că îți dă un comision sau ți dă ție pe toți ca să-i donezi sau orice altă tâmpenie. Hai, serios, serios, încă mai trăim în momentul în care credem că cineva o să ne ofere câteva milioane de dolari, de lei, de lire, de zloți. Dacă totuși stau să mă gândesc, există cineva în Nigeria probabil care chiar are câteva miliarde de dolari, milioane de dolari și
încearcă săracul să le dea gratuit cuiva și nimeni nu vrea să le primească și e foarte supărat și deprimat și plânge. Și a epuizat toate resursele financiare încercând să scape de banii aia care îl împovărează atât de mult. Dar să nu mai credem prostii de genul ăsta și să revenim cu picioarele pe pământ. Așadar, asta este singura metodă ca să scap de phishing. Șterge mail-ul, șterge mesajul pe care l-ai primit, pentru că nu încearcă nimeni să-ți fure datele. Și dacă cumva se întâmplă ca contul tău să fie spart pe unul din site-urile respective, o să primești probabil un mesaj în momentul în care te loghezi pe site-ul respectiv, nici de cum un mail. Știi, am fost hăcuiți. Am avut o securitate atât de proastă încât ne-am bătut joc de mail-urile și de parolele tale și acum te rugăm să o schimbi, ca nu se va întâmpla, nu recunoaște nimeni chestia asta. Apar în presă eventual știri de genul că nu știu care site a fost hăcuit și s-au furat câteva milioane de parole, dar nu o să recunoască ei. Abia după aia o să emită un comunicat de presă care o să ajungă la site-urile care au scris despre chestia asta și cam atât. Nu o să-ți vină ție pe mail, stai liniștit. Cam atât așadar pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare pe cavaleria.ro sau pe bugniș.ro. Până atunci, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și turtește clopoțelul ăla de notificări. Și dacă ești în următoarele zile la Untold, trage-ne de mânecă. Nu te sfii, chiar dacă avem sau nu tricou cu cavaleria pe noi, pentru că de asta am construit nebunia asta, ca să pot avea toate jucăriile la un loc, și lumina, și lavaliera, și monitor, și cam atât. Numai bine!